Deci, spuneam că foarte importantă pentru mine a fost istoria, pe care eu nu, nu consider o știință, ci o parte din literatură. Da, primii istorici au fost niște reporteri care au scris niște... Herodot, a în început povestea Pentru noi, însă, în, acest, în această epocă nenorocită, este o necesitate. o necesitate și scriitorul, oricât ar fi el de dornic de evaziune sau dornic de liniște, să rămână doar în, în estetic și în ficțiune, cred că nu poate să sustragă evenimentelor din jur sau măcar semnificațiilor. Necazul este că comunitatea noastră, care în primul rând n are hârtii, nu are hârtii, și se mai și plânge. Și am să dau un, un, singur exemplu, care nu e din istorie, e din, din literatură, dar e din cultură. Buda Ideleanu. Buda Ideleanu a scris în timpul Revoluției franceze, adică la sfârșitul 1790 și ceva, a scris un poem, bineînțeles, țiganiadă, despre ea vorbesc, un poem care ar fi făcut lumină, nu în sat, ci în cultura românească, nu doar în literatură. Uh, el a fost Funcționar la Lvov Funcționar Chezaro cresc Și s-a pus într-un într cufăr Omul a murit Nu s-a îngrijit să-și publice Poemaționul Poemaționul Și Și uh, Abia prin 1920, Asaki aflând, s-a dus la Liov, la văduva lui și a, a negociat cu galben-grei, nu știu ce monede era atunci, dar probabil monede de aur, și a cumpărat manuscrisele. Deci trecusele deja 20 ceva de ani, aproape un sfert de secol. Până să-l publice, cred că în albina românească, au mai trecut încă vreo 10 ani. Dar abia a început că s-a nu, nu, nu s-a putut continua. Abia în 1923, Codrescu a publicat integral țiganiata. Dar în 1923 n-a avut niciun ecou. Niciun ecou. Nu, 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 a, nu a fost susținut din punct de vedere cum să spun, al criticii, al istoriei literare, să-l să ducă în față totuși. Și abia subcomuniști Asta a fost nefericirea. I s-a dat mare, mare bă, importanță, însă, elevii, studenții, profesorii, cititorii refuzau ca orice venea de la comuniști. Asta a fost mare tragedie. Deci, întrebarea este ce s-ar fi petrecut cu cultura română, în special cu literatura română, dacă Budai Ideleanu ar fi fost publicat la timp, adică la începutul. Secolului trecut. Atunci când ciganeada era adevărată. Păi să ne ierte Dumnezeu, eu am impresia că atunci n-ar mai fi avut rațiune de a fi nici Eminescu. Eminescu a fost o explozie. A fost un Începător. Un Începător pentru că înainte era, hai să nu zicem vidul, dar erau bălbăielile, erau de abia gângăvelele de prunc ale literaturii române. Ori, Buda Ideleanu dintr-o dată ne, ne introducea în concertul european. Evident că erau compilații și nu știu ce, dar era o, este o operă originală. De aici, să ne întrebăm dacă un Ardelean, ca Buda Ideleanu, tenace, harnic, a fost atât de delăsător și nu și-a publicat, nu a... Nu s-a zbătut să-și publice uh, scrierea în timpul ăla. Bineînțeles că restul moldovenii melancolici, regățenii neserioși, nici atâta. Deci, comunitatea noastră a rămas fără hârtie, a fost cu pierderi, cu pierderi imense, pe care le regretă sau nu, însă comunitatea noastră se plânge tot timpul că este nedreptățită de cine? De alții, de străini. Deci nu este vina noastră că nu punem mâna să scriem. Nu este vina noastră că în, în, în trecutul apropiat noi cei din exil n-am fost capabili să înghebăm o istorie a românilor sau a, o istorie a României. N-am fost. În afară de Vlad Georgescu, bineînțeles că n-ar fi stăcat să fie vreo șase de pildă. Că vorba aceea la 30 de milioane cât suntem cu Basarabeni și cu cei din Timoc, am fi meritat și cu cei din exil. Am fi meritat. Deci, dacă nu avem, reacția nu este ca la alte neamuri, la alte seminții, la alte comunități. A, nu avem, păi să facem să avem. Nu. La noi este așa. Nu avem, asta din cauza ungurului, a ovreiului, a rusului, a bulgarului, a Occidentului, bineînțeles. Ei ne persecută. Ei nu ne lasă să mișcăm, ei ne dau un cap, dar noi, noi suntem ortodoxi, cu acea tâmpenie imensă care se zice că ar fi lansat-o Naionescu, zicând că noi ne-am născut ortodoxi. Asta este o prostie cât casă. Ne-am născut ortodoxi. Putea să spună ne-am născut creștini, dar ar fi fost un adevăr istoric. Dar ortodoxi, pe atunci nici nu, nici nu existau ortodoxia s-a despărțit, adică s-au despărțit cele două biserici la 1054, când a fost mare Schismă. Da, dar populațiile de pe acest teritoriu erau creștinate începând de prin secolul 3, 4, 5. Ba, așa se spune, da, că ne-am născut ortodox. Uh, un prieten al meu, ironic și feroce, când auzea această poveste, zicea, da, ne-am născut ortodox. Și cum un pai în cur Deci Ne plângem pe toate drumurile Că ne persecută, că nu Să luăm doar istoria din 89 Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uh, revoluția română A început pe o minciună a, acel, Acea minciună De la Timișoara Bineînțeles că nu sunt de vină uh, Nici tinerii care, 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 au fost împușcați, care și-au dat viața, unii și-au dat doar sângele, nu e puțin, care au fost bătuți, care au fost chinuiți de trupele de securitate și de trupele de nesecuritate, să nu ne facem iluzii. Așa. O să revin eu la grănicer și la băieții în termen, la ah, Miorița, Miorița. Așa. Deci, a început pe o mare minciună. Această minciună a făcut ca Occidentul, în primul moment, ca Occidentul să fie foarte deschis și foarte, cum să spun, dornic de a ajuta pe români. Însă momentul în care au aflat de marea, marele, marea minciună de la Timișoara, e adevărat că nu ei, nu oamenii de rând au, au, au dat aceste cifre. Dar oamenii de rând erau cei care, în momentul în care cineva exprima îndoială, zicând, Domnule, totuși, sunt cam mulți 5.000 de morți dintr-o dată, sau 20.000, sau să vorbești, deci 60.000. Da? Sunt cam mulți. Dintr-o dată se simțeau ofensat. Adică ce? Îi insulți Revoluția Română? Deci, dintr-o dată, cei care până atunci merseseră cu minței fie cu capul plecat, fie în genunchi, fie pe burtă, nu mișcaseră în front, dar deloc, deloc, deloc. Dintr-o dată, cum s-a sunat, Brucan, ieșirea la recreație, au căpătat bilet de voie de la Brucan, zic de Brucan, pentru că ăsta e un pivot, acest nenorocit, acest analfabet, acest, această catastrofă la care toți românii se uită se uită în gura lui și așteaptă să mai spună o tâmpenie, el, el spune tâmpenie. Da, dar ăștia, ce, ce, adânc, zic românii, ce, domne, ce, ce adânc, ce prevede. Da, prevede trecutul. Așa. Deci, a fost o mare deziluzie pentru români în momentul în care occidentalii, verificând știrile cu realitatea, și-au dat seama că a fost o mare mistificare. Și Acum, întrebare. Aveau dreptate occidentalii să se supere pe români că au fost mințiți? Eu fiind aici, mi-am dat seama cum mergea gândul lor. Ei au fost răniți pentru că au fost mințiți, nu pentru că s-au dus cu daruri, cu cadouri, cu chestiuni materiale, cu, în sfârșit, cu ajutoare. Nu din cauza asta, că ei ajutoare au dat peste tot în lume, de altfel ei sunt profesioniști ală ajutoarelor, al asistenței. Nu, Franța este totuși patria drepturilor omului și unde e o nenorocire, ia de la gura francezului sărac, că există săra și în Franța, și duce, duce și aduce în România. Nu, pentru că a fost mințit. E, cum au reacționat românii? Printr-o ură împotriva francezilor, care s-au supărat că au fost mințiți, printr-o Ură împotriva Occidentului, care nu s-a lăsat, adică n-au venit repede să investească, să vină cu cadouri, să le aducă chiar și televizoare în culori. Și eventual să le aducă și o mașină, două. Un automobil. Păi ce, strică? Nu strică, că tot nu avem șosele. Așa. Asta, e, asta este mentalitatea. Toți ceilalți, to, 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 toate comunitățile din jur, bulgarii, de pildă. Bulgarii sunt mai sărași decât noi. Dar stau mai drept. Stau mai. Mi-au mi mi spus, mi -au spus uh, și străini, adică ne-români, dar mi-au spus și români. Chestia cu privirea. eu o poveste. Când stai de vorbă cu un român din România, nu poți să-i vezi ochii. Pentru că ochii pleacă în dreapta, în stânga, în sus, în jos, în nu știu ce. Și. A aș fi vrut să văd și eu o privire dreaptă, să ți se uite în ochi și să vorbească despre ce nu neapărat despre adevăruri esențiale, ci de timpul de afară, că e nor sau că e soare sau că nu știu ce. Dar să ți se uite în ochi, pentru că comunicarea se face nu numai cu prin voce, ci și prin privire. Nu. nu. În continuare, bineînțeles, ca în toate celelalte țări care s-a prăbușit comunismul, toți securiștii, toți activiștii, toți beliții ăștia care ne-au chinuit timp de peste patru decenii, care ne-au subt de, vlagă și ne-au subt sufletul, au trecut, și au devenit mari patrioți. Mare patrioți. Cine e mai mare patriot decât Vece Tudor? Nu? Păi cine e Vece Tudor? Păi Vece Tudor, toată lumea știe ce este el și cu neamul lui. Bineînțeles că toate, toate, publicațiile astea, toate curentele astea ultranaționaliste vin de la, de la băieți. Băieții cu ochi albaștri care au și mijloacele materiale, pentru că ei au furat tezaurul țării, ei au furat tezaurul țării și l-au împărțit în momentul în care au intrat în panică, adică Ceaușescu era încă în viață atunci. Și au împărțit tezaurul. Tezaurul țării aveau ei dinainte planul lor, bine, așa, și de aceea acum, mari oameni de afaceri, de unde are catarama bani? De pildă. E o întrebare așa, care nu e doar retorică. Parisul, arondismentul 16, e plin de securiști, pe care îi recunoști după ce? După automobile. Ei au Range Rover, ca țoapa. Ca țuapa, nu? Și au numai... Așa. Și au venit aici cu banii, fac afaceri, se întorc în România, fac din nou afaceri, iar românul, nenorocitul ăla de român, pe care înainte îl călăriseră și îl bumbăciseră și îl terorizaseră, este într-o și mai mare sărăcie, pentru că acum nu mai e, nu mai suntem, nu mai e egalitarismul în mizerie comunist. Înainte toți eram egal de săraci, iar privilegiații se as, își ascundeau bunăstarea, cu ziduri și cu, cu tăcere. Ei nu spuneau cât câștigă. E, acum țoapa securistă, fostă securistă și continuă să fie securistă, pentru că asta e o, o chestie care e în sânge, nu e o profesie oarecare, Continuă să sfideze. Îți iese cu o mașină americană sau cu un Mercedes, nevastă să pune 16 inele pe mâini și ca rușii, ca rușii de acum 50 de ani cu 6 ceasuri, nu? Ca să crape de, de ciudă vecina. Că uite, ea acum acea. În rest, românul ce face? Suportă și se lasă, cum să spun, se lasă influențat de ăștia care au tot interesul să fie antioccidental, pentru că Orice deschidere, alta decât comercială, lor le va fi dăunătoare. Nu, le va fi dăunătoare pentru că știu să-și apere interesele pe de-o parte, pe de altă parte. Masa de români este, cum se spune, o masă. O masă. Faci ce vrei cu ea. Așa cum înainte, de pildă, stăteau 20 sau 200 de persoane în soare, în ploaie, în vânt, în frig, la o coadă la o coadă, să dă ceva. Iar cei din spate nu știau ce să dă. Și vine un zvon, că alături la 200 de metri sau la 50 de metri se dă ceva. El n-a înțeles ce și pleacă cu turma. Pleacă cu turma așa, așa. Așa, așa a făcut. Așa a făcut. Așa l-a votat pe Iliescu în 1990, în mai. Așa, cu turma. Păi, ce, nu, ca, pentru stabilitate. Se dă ceva. Nu? când am auzit pe un țăran român, eu mă întrebam, mă, o fi chiar țăran sau o fi un securist deghizat. Nu, eu, eu, am totuși, am nas. Așa, zicând, păi zice tovarășul, zicea tovarășul Iliescu, zice, îl votăm pe tovarășul Iliescu, asta era în, în, în preajma primelor alegeri din mai 90, fiindcă ne dă pământ. De unde le dădea Iliescu pământ? Adică acest bou de țăran, această vită încălțată de țăran, în capul lui era că ăla de sus îi dă pământ uitând că el sau taică s-o fusese băgat la canal și acolo îi, 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 rămăseseră oasele, fiindcă comuniștii îi furaseră pământul, îi mulțeseră pământul. Și acum, că tovarșul Iliescu le dă pământ. Asta este starea păturii cele mai de jos. Pătura mijlocie care este ușor influențabilă de ortodoxie, de... A, care, care, e pericolul acum? Pericolul acum sunt ungurii. Nu, bineînțeles că sunt unguri căjidanii nu, nu mai prea sunt, fiindcă nu mai există. Sunt câte au rămas acolo, vreo câteva mii. Și nu mai, nu mai reprezintă un mare pericol, dar nu e nimic pentru, pentru anumite momente, îl facem noi să fie. Deci, care e pericolul? Alții. Ultimele povești, care au fost începute de Iliescu și de Roman, nu trebuie uitat Roman, actualul, actualul nu numărul 2, ci Adevăratul numărul unu al actualei puteri. El este forța. El este forța și el este capul. El este capul pentru că are toată, toată mașina cu el. Deci, ăștia lansaseră povestea cu demnitatea poporului român. Hai să ne. Poporul român trebuie să-și recapete demnitatea. Păi, o, o întrebare de, de bun simț era cum adică vine Petre Roman și cu Iliescu ca să redea poporului român demnitate. Păi nu s-a găsit niciun român mediu să spună, măcar, nu, hai să zicem că, că nu îl înjură, că e românul ăla e băiat politicos. Dar să-i spună, să tacă din gură, să circule. El să tacă din gură în privința demnității poporului român. Ce știe el despre, ce știe Petre Roman despre poporul român? Sau Iliescu, acest aparacic uh, structural. De Nenorocirea. Nenorocirea face că după șapte ani lungi că românul, românul se bătea în piept și noi suntem cei mai anticomuniști dintre toți. Aceasta vine dintr-o mare, dintr-un profund analfabetism istoric, pentru că ei nu știe. Românul e cu ochii peste țări, cam începând din Germania. Îl interesează Germania, Franța, America. Dar el nu știe ce se petrece alături. Nici în Bulgaria, nici în Ungaria, nici în Polonia, nici în Ceoslova Cehia, Slovacia, bo, nici, nici, în Rusia. Nu nu, 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 știe și nici nu le interesează. Nu le interesează. Ca Ana Blandeana, care vine aici să, 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 să țină conferințe și care proclamă, zice, noi românii am fost, am fost popor sau cum fi zis, cel mai anticomunist din, din tot lagărul. De unde scoate poveștile, de unde? Știe ea ce au făcut polonezii, ce au făcut bulgarii, ce au făcut ungurii? Nu știe, nu știe. Că noi am suferit cel mai mult. Sunt, sunt vorbe în vânt. Sunt, cum să spun, secreții ale analfabetului, ori asta, asta este hrana de toate zilele pentru, pentru românul mediu și majoritar. Deci, vine nou, șapte ani de zile, Românul ăla, mare anticomunist, n-a fost în stare să își ghebe o opoziție credibilă și să-l dea dracului jos pe, pe, pe dobitocola de, de Iliescu și pe șmecherul de, de Petre Roman. Nu mai vă cu toată securitatea după ei, nu? Taraful după ei. N-a fost în stare. E în sfârșit, după șapte ani, cu binecuvântarea lui Măgureanu, Constantinescu devine președinte. Ce face Constantinescu? Între timp, Petre Roman trecuse în opoziție, ca să zic așa. Trecuse în opoziție, bineînțeles, trecuse în opoziție ca să-și pregătească saltul. Dar a negociat bine această opoziție, pentru că el este are o inteligență normală. Nu este un gen. El are o inteligență normală. Ceilalți nu au o inteligență normală. Deci, bine sfătuit de Luminata Consilieră Zoie Petre. Constantinescu preia povestea cu redarea demnității poporului român. În legătură cu ce? Păi în legătură cu pactul cu Ucraina. Și aici, aici vine chestiunea îngrozitoare. Nu doar niște politicieni, cum să spun, terorizați, manipulați de securitate, cum sunt ăștia de acum, fac fac un act, pentru că e un act. Asta nu e, nu e ca o tablă neagră pe care poți să o ștergi după aceea cu buretele. Ai făcut un act? Gata. Deci, tot estul Europei se plângea de Ialta. Se plângea de înțelegerea anterioară din 1939, din 23 august, dintre Hitler și Stalin. Pactul Ribbentrop-Molotov. Nu? Se plângea și îl contesta. Care a, pentru Baltici a fost uh, în întregime, a fost, a fost înghițiți în întregime, pentru Polonia o parte din partea uh, orientală și pentru noi a fost Basarabia și Bucovina de nord. Deci, noi nu recunoscusem, românii nu rec... chiar dacă se numeau Gheorghiu Dej și chiar dacă se numea Ceaușescu. Ei nu semnaseră anularea poveștii alea. Nici chiar Iliescu. Iliescu a făcut-o, dar era în momentul în care Uniunea Sovietică exploda, a făcut cu Gorbachev a explodat, deci a, a devenit caduc Ei, a trebuit să vină șeful opoziției noastre democratice, Constantinescu ca să, ca să se semneze acest pact prin care renunțăm la Basarabia la Bucovina la Insula Șerpilor și nu sunt doar teritorii acolo și nu, nu, nu spun asta doar pentru că eu sunt nativ sunt născut în Basarabia. Dar totuși sunt acolo niște milioane de români care au fost, acum, chiar, definitiv abandonați. Definitiv abandonați. Ba, ei, și după ce au făcut această treabă pe care tratatul a fost concoctat, conceput, de marele strateg, tovarășul Ceaușu, care e ambasador aici în Paris, tovarășul nostru Ceaușu, el a redactat, s-a dus -a asemnat și a fost votat, a fost votat. A, ceea ce mă mire pe mine și mă îndurerează și mă, mă, mă revoltă, că totuși foarte puțini dintre jurnaliști și dintre oamenii care sunt directori de conștiință, nu, ai conștiință sau, no. sau directori, au, au negat valabilitatea sau temeliile acestui pact criminal. Sus, da, acum ce o să facem? O regiune economică? Da, o regiune economică. Economie cu Ucraina. Nu am găsit alt partener decât Ucraina. Să facem noi o regiune economică. În, în, partea de jos. Acum, consolare. Zice, românii din Bucovina care erau foarte persecutați de ucraineni, acum or să poată să... Nu or să poată nimic. Pentru că acum există actul. Până acum era o persecuție ilegală, să zicem, și în așteptarea unei, unei, unei legislații, iar de acum nu ar să facă nimic. Nu ar să facă nimic. Deci totul a fost vândut. E, Venim la NATO. Se mută câștigarea demnității naționale prin cine? Prin Petre Roman. Nu? Petre Roman. Așa? Deci, poporul român își va recăpăta demnitatea dacă noi vom reuși să, să intrăm în NATO. Ba, Nu mai vorbesc de gafele lui Constantinescu înainte de, de povestea asta. Deci s-a dus întâi în, în America, le-a vorbit, le-a promis exilaților, le-a promis ce le-a promis? Le-a promis dreptate. Nu? Le-a promis dreptate că vor fi considerați ca ceea ce sunt, adică de origine din România. După aceea, a, a făcut, acea, a dat acel interviu îngrozitor unui un canal de televiziune prin care îi amenința pe exilați. Îi amenința. Acest, acest obraznic, acest adunător de cotizații înainte, că asta a fost el până în 89, până în decembrie 89, Constantinescu, care nu a făcut nimic împotriva comunismului, a dormit și a colaborat. Că atâta vreme cât nu s-a nu manifestat împotrivă, înseamnă că a colaborat. Așa? Îi amenință pe, pe, pe exilați că, dacă nu puneți mâna și scrieți lui Clinton, când veți veni în România, veți fi, nu veți fi considerați prietenii noștri. Dar cum își permite acest individ, care e, a ajuns președintele România, României, să vorbească așa despre niște români sau să vorbească așa unor români. Dar ce, el este stăpânul României? El este portar acolo la, la, la poarta României? explică că nu o fi primit ca prieteni? Dar asta se continuă ca sub Ceaușescu, că noi eram considerați dușmani, nu? A, ați fugit? Gata, sunteți dușmani. E aceeași poveste. Vine NATO. Mi-aduc aminte de acest interviu în care a afirmat că toți cei care nu vor pune umărul să insiste pe lângă... Nu, să scrie, să scrie tot, să scrie să la... Să nu mai aibă tupeul să critique România apoi. Da, eu n-am insistat chestia cu tupeul de a critica România, ci de povestea asta că de, de, atunci când veți veni în România, România e țara și a lor, nu e doar a lui Constantinescu și a lui Zoe Petre. Vine povestea cu, 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 cu NATO și ei se prezintă ca niște flori. Pentru că, deci, în 17 noiembrie a fost mare sărbătoare, -ă, 96 a fost mare sărbătoare, mare în România, nu? A, a câștigat, în sfârșit, după șapte ani lungi, a câștigat democrația. Iliescu a căzut, dar Iliescu a căzut nu pentru că ăsta a fost mai bun, ci pentru că Iliescu a fost foarte, foarte rău. Asta este toată, toată povestea. Dar, a venit asta, mari speranțe. Toată lumea a dansat. Începe, o începe viața nouă. El și-a dat 200 de zile. Ba, și-a dat 200 de zile. Și biata doamnă Doina Cornea, care i-a luat apărarea, și a zis, hai să-i mai dăm încă 200 de zile. Păi, dragă, dintr-o dată îi dăm un, nu, întregul mandat prezidențial, nu? Și după aia îi mai dăm încă un mandat prezidențial, nu? Că acum n-a putut, ia, hai să mai face. Ba, și se duce ca o floare, se prezintă și vrea NATO, vrea să intre în NATO, cu ce? Cu Măgurean. Adică președintele Constantinescu, la, cât, la două săptămâni, nici două săptămâni, după alegerea triunfală, se duce la Alba Iulia, la 1 decembrie 96. Și cine era alături de el cu o jumătate de pas în urmă? L-a văzut, văzut lumea întreagă. Măgureanu. Și Constantinescu vrea să facă România să intre în NATO. Cu Măgureanu. Pe de altă parte, cine este numărul 2 formal? Petre Roman. Cine șade în dărâtul lui Petre Roman? Caraman. Mihai Caraman. Spionul care a nenorocit NATO în 1962, cred. Care a fost expusat de aici, din Franța și care a aterizat la București, pe atunci încă nu era otopeniu, la Băneasa și din avionul de Paris a urcat alături în avionul pentru Moscova, pentru că el nu făcea spionaj pentru români. Românii nu aveau ce să facă cu informații. Făcea pentru Moscova. Deci, iată cu cine vrem noi să intrăm acolo. Unguri, uh, ungurii, ca, ca, să facem o paralelă cu dușmanii noștri de veacuri, așa, milenari, așa, ungurii, au avut să timp să-i trimită la plimbare, cu pensii, fără pensii, bo, asta rămâne de discutat, pe toți securiștii. Dădus la afară din armată, că e vorba de, de integrarea integrare armatelor, nu? Forțelor militare. Pe toți cei care erau legați de Moscova sau erau prea legați de poliția politică. Românii s-au prezentat ca niște flori, că noi așa, Occidentul și americanii în special, or să ne ia pentru că noi avem barbișon, nu? Și avem, ochi frumoși. și îl avem pe Brâncu și pe Enescu. Când, in, când postulezi, când vrei să intri undeva, domne dai un examen de admitere. E un examen de admitere. Și dacă nu îndeplinești condiții, întâi la dosar, ca să zicem așa, după aceea dai examenul scris, după aceea dai examenul oral, ori românii nu au îndeplinit nici una dintre condiții chestia economică, bon, să zicem că asta nu era vina lui Constantinescu pentru că el abia, abia, abia se, 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 înscăunase. Că era vina lui. <laughs> vina ălor Că e, de, e dezastru economic. Bun, Și, și, acum, ei au dat niște cifre. Ei au dat niște cifre. Cât ne costă pe noi intrarea în NATO? Cât ne costă pe noi intrarea în NATO? Păi au dat niște cifre. Deci, noi, românii, nu avem suficienți bani pentru copiii abandonați, pentru bolnavi, pentru femeile abandonate și căzute, vai de steau lor, în prostituție și așa. Da, aici e o altă problemă. Pentru oamenii în vârstă, pentru că nu trebuie să vin eu de la Paris să explic ce se întâmplă acolo cu oameni în vârstă, care pot să moară. Cu, chiar dacă au o pensie, pensia aceea nu le ajunge, nu le ajunge nici să-și plătească curentul electric. Nu au medicamente, nu au alimente, pentru că nu trebuie judecată România după securiștii care, care se, italia, se, se, se fâție pe străzi cu igiulurile și cu mașinile și cu averile furate. Asta sunt din tezaurul țării. Sunt bani furați. Ei, noi intrăm în NATO. Noi intrăm în NATO. De ce? Ca să ne căpătăm demnitatea. Vorba zoie Petre. Or, demnitatea se câștigă întâi. Eu știu foarte bine, pentru că am făcut pușcărie. Și un om înfometat este nedemn. Un om diminuat din punct de vedere fiziologic este diminuat din punct de vedere psihologic. Trebuie să fii sfânt ca să poți să reziști flămând, neîngrijit, să spui da, eu am, să, eu am să devin sfânt. Demnitatea începe cu mâncarea, cu alimentele și nu cu intrarea în NATO care presupune evident, alte cheltuieli pe care nu știu nu știu dacă, nu știu, sunt convins, nu poate România să le suporte. Pentru că trebuie să, să schimbe tot, în primul rând, armamentul. armamentul, Și în loc să producă armament cum, face, cum facea până acum, are să-l cumpere. De la cine? De la francezi. Păi de nu degeaba și Irac, a făcut o vizită și a făcut zâmbre și uh, va, va ia ferme ca pe români. El are interes pentru că ei ei vor rămâne cu fabricile de armament care nu mai aveau comenzi în ultima vreme. Și bineînțeles, armament de la americani. Ei, iată cum se face povestea. Cu demnitatea poporului român. A mais trás um grito. Não ia é dizer café. Livram, livram. Oh.